Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță. Avem imagini de pe stadionul Ilie Oană și vom urmări împreună confruntarea dintre liderul seriei a treia din Liga a treia, Petrolul, confruntarea cu echipa secundă a celor de la Concordia Chiajna, însă un adversar care în acest moment arată destul de bine, este pe poziția 5-a în clasament, sigur la o distanță uriașă în acest moment de echipa ploieșteană, care însă are un rival destul de serios în acest sezon în lupta pentru prima poziție, pe care se luptă să obțină în dauna celor de la Alexandria. Alexandria în acest moment la 2 puncte în spatele Petrolului. Cam atât se discută la vârful clasamentului acestei serii, în aceste 2 puncte dintre Petrolul și Alexandria, echipele neînvinse din această serie. Petrolul însă are avantajul unei confruntări, spuneam, pe teren propriu cu Concordia Chiajna. De partea cealaltă, o oră mai târziu, va începe și confruntarea dintre Alexandria și Flacăra Mureni. Iată cum arată cele două echipe, Petrolul cu Avram în poartă, Antoche, Kim Țicu și Velisar în defensivă, Catană, Kindri și Andor la mijloc, Popescu, Lambru și Ciocălteu, tridentul ofensiv. Să vedem dacă nu cumva Petrolul va juca totuși într-un sistem cu 3 fundași centrali. Adrian Costreș, Marin Nicușor și Șerban State sunt arbitrii acestei partide și imediat vom vedea și primul 11 al celor de la Chiajna. Așadar, Alexandru Costache în poartă, apoi Codruț Angel, Georgescu, Panescu și Fota, jucătorii din defensivă, Ghiță, Ivan, Câmpanu și Marin la mijloc, Radu și Cioablă, cei doi atacanți. Sunt câțiva jucători care au bifat minute și la echipa mare, o echipă foarte tânără a lui Concordiei Chiajna. Vom vorbi pe parcursul acestei confruntări și despre ceea ce propune Concordia Chiajna în acest sezon și în această confruntare la nivel de lot. Mulți jucători sub 19 ani. Iată-l și pe Marin Dună, antrenorul echipei secunde a Concordiei, practic o, să spunem, o crescătorie de fotbaliști, ceea ce are sub comandă Marin Dună. Spuneam, mulți jucători tineri, de asemenea adus de la prima echipă, Nicușor Fota, dar și Ovidiu Marin, mijlocașul de 19 ani, trimis așadar la echipa a doua pentru această confruntare, iar Petrolul va avea lovitura de start acestui meci. Petrolul în acest moment la 6 victorii consecutive în această serie, timp în care a marcat, atenție, numai puțin de 16 goluri, chiar dacă în ultima partidă cu Tunariul a reușit să înscrie doar o dată. În schimb, precedentele 3 partide au fost victorii convingătoare ale ploieștenilor și vedem aici deja o primă pasă pentru Lambru a lui Nini Popescu, respinge defensiva Chiajnei și deja primul șut, iată, la poartă, expediat aici de Kindriș. Excelent, iată, începe Petrolul această partidă. Foarte bine vine pe mingea a doua acolo Kindriș, iar șutul nu e deloc rău. Mai ales că vedem, gazonul nu se prezintă chiar în condiții ideale. Vedem și o replică a celor de la Concordia Chiajna. O minge în flancul drept pentru Câmpanu, ajutat aici de Codruț Angel. Minge respinsă de Velisar, va fi aruncare de la margine pentru Concordia Chiajna, care vine după o victorie cu 3-0
în fața celor de la Flacăra Moreni, asta după ce pierduse precedentele două partide. Spuneam, să stă destul de bine Chiajna în acest moment în clasament, chiar dacă are golaveraj negativ, 24 de goluri marcate, 25 primite și de asemenea doar 6 victorii față de 7 înfrângeri. Concordia Chiajna se află în acest moment pe locul 5. Sigur, e la un singur punct în fața locului 8. E un clasament destul de strâns între locurile 5 și 8, o serie din care mai fac parte două echipe, să spunem, satelit, două echipe secunde ale unor cluburi, fie din Liga 1, fie din Liga 2, Mioveni și de asemenea Astra, care în acest moment este clasată pe locul 4. Mioveniul în acest moment pe loc retrogradabil, pe locul 13. Au rămas 13 echipe în această serie după ce Titu a fost exclusă din campionat. Aruncare de la margine pentru Petrolul, Velisar, o aruncare lungă și acum tot el continuă cu o pasă, însă totuși e prea ușoară pentru apărarea Concordiei. O minge însă, iată, scăpată în afara terenului de Georgescu, capitanul celor de la Concordia Chiajna. Aruncare de la margine, minge pentru Velisar aici, însă cred că e cam lungă și protejează acolo Codruț Angel în fața fundașului stânga al celor de la Petrolul. Codruț Angel, 23 de ani, normal joacă mijlocaș dreapta sau aripă dreapta, însă îl vedem aici folosit pe postul de fundaș de bandă, un jucător transferat de la Metalul Reșița în august 2016, așadar când avea doar 20 de ani. Bine spus, readus de Chiajna, pentru că el la Chiajna și-a terminat junioratul. Are 7 meciuri jucate și în Liga a doua. Codruț Angel. Depășim primele 4 minute, deocamdată da, aici e, nu știu dacă la, dar cred că era și la pasă, și la a doua pasă în offside, Lambru. S-a retras destul de târziu acolo, altfel ar fi reușit să ajungă la acea minge dacă ar fi urmărit de la început, ar fi reintrat în joc acolo. Posesie pentru Petrolul, este fault asupra lui Andor. Pe bancă lăsat Jean Trunescu, în defensivă Țicu și Kim sunt fundașii centrali ai Petrolului. Alexandru Kim cu multă experiență acumulată de-a lungul carierei sale, mai ales la Ceahlăul, apoi cu apariții mai degrabă sporadice la Botoșani, la Brașov și în prima parte a sezonului a jucat la Mioveni în Liga Secundă, așadar se poate vorbi de un upgrade în apărarea Petrolului, care totuși nu prea a avut de suferit în acest sezon. Are 8 goluri primite Petrolul în 17 meciuri, nu e deloc rău, iar cifrele sunt și mai impresionante atunci când vine vorba de meciurile de pe teren propriu. Aici o acțiune curajoasă finalizată totuși cu un șut deviat al lui Ivan. Vedem și o schimbare de portar la Petrolul. Avram este preferat lui Bolboaș astăzi. Centrare la marginea careului mic, cred că e încă o minge deviat acolo, dar aproape de fază. Adrian Costreie acordă out de poartă pentru Petrolul.
rolul care a jucat pe teren propriu în acest sezon până acum 9 meciuri și nu a pierdut evident niciunul. Are în schimb 7 victorii și 2 rezultate de egalitate. A încercat aici o acțiune Catană în flancul drept. Foarte interesant, spuneam, și lotul Concordiei Chiajna. Vom vorbi pe parcursul acestei confruntări. Jucători mulți de perspectivă. Chiajna mișcă mult, să spunem, în spatele scenei, ca să folosim o metaforă. Nu prea se vede, însă Chiajna scoate jucători tineri pe bandă rulată și are, pare, o colaborare așa, nu neapărat oficială, dar are o colaborare cu Viitorul, unde a și împrumutat un jucător, însă a și luat de acolo primul cartonaș galben între timp, pe care îl vede Marian Ghiță. A, o intrare întârziată acolo, dar nu cred că a fost Ghiță cel care l-a lovit acolo jucătorul Petrolului. Cred că mai degrabă intervenise Cioablă, pentru că tot vorbeam de jucători aduși de la Viitorul. Chiajna a pierdut ultimele 4 deplasări și a câștigat un singur meci în acest sezon în deplasare. Îl vedem pe Nini Popescu aici, destul de mult spațiu în dreapta, însă nu urcă nimeni acolo, se continuă faza în centru. Nini Popescu e blocat însă pe șut, apare mult prea târziu Catană cu centrarea prea lungă oricum, însă acolo a lipsit și mijlocașul dreapta și fundașul dreapta la acea acțiune. Aștepta acolo Nini Popescu, desemnat jucătorul lunii trecute de suporterii Petrolului. Spuneam, 4 înfrângeri suferite de Concordia Chiajna în ultimele 4 deplasări. A primit numai puțin de 11 goluri și să înscrie doar 3. Însă vedem aici un început de meci destul de echilibrat. Câștigă la mijlocul terenului aici Petrolul. Andor reușește să recupereze foarte bine acolo din fața lui Ivan. Apare Catană, încearcă să-l găsească pe Nini Popescu, însă e o pasă greșită. Și acum poate scăpa pe contraatac aici Concordia Chiajna. Poziție foarte bună a lui Câmpanu, se întoarce acolo, însă nici el nu are prea multă susținere în această zona terenului și acum poate să plece pe contraatac Petrolul. Să vedem această pasă care pare foarte bună pentru Nini Popescu. Lambru încearcă să-și găsească un culoar în careu. Nini Popescu un dribling și apoi cred că a vrut șutul cu stângul, însă va rămâne atacul Petrolului. Preferă să lase în afara terenului aici. Sandru Ciocălteu îl lasă pe Nini Popescu să bată. Centrare pe bara a doua, Costache respinge și o face destul de bine. Oh, ce bine pune acolo corpul și apoi centrează, însă pe prima bară Antoche, tot el, însă e blocat și a doua oară. Pasa pentru urcarea lui Felisar aici, este faul, dar lasă bine faza în Adrian Costreie și dă și al doilea cartonaș galben. A foarte bine a judecat faza pentru acestei confruntări, lasă acolo să vadă dacă se materializează un eventual avantaj și apoi acord cartonaș galben fundașului Concordiei.
doilea cartonaș galben deja pentru Concordia, iată, în doar 12 minute. Se resimte destul de serios Belisar după acea intrare. Minutul 13, se pregătește să execute Nini Popescu. Dacă nu, cumva Andor va trage, însă Nini Popescu șutează și o face perfect și deschide scorul în minutul 13 al acestei confruntări. Execuție imparabilă, spuneam, a celui mai bun jucător de la Petrolul în luna trecută, iar Petrolul își face meciul destul de ușor în asemenea condiții. Șut frumos cu bară pe colțul scurt, ajunge târziu acolo Costache, însă nu știu câtă vină poate avea un portar la o astfel de execuție. Excelent trimite Nini Popescu, 1-0 așadar pentru Petrolul după 13 minute. Al 40-lea gol marcat de Petrolul în 18 partide. Pentru Petrolul este important să își păstreze avantajul de 2 puncte față de Alexandria pentru a avea apoi și varianta rezultatului de egalitate atunci când va juca în deplasare. Acolo se va decide totul în meciul chiar din etapa următoare, însă o etapă care se va juca după 2 săptămâni. Nini Popescu, din nou culoar foarte bună a lui Nini Popescu. Oh, ce ratare! Foarte aproape de o dublă în doar 2 minute și Nini Popescu e omul acestui început de partidă. Îl vedem totuși folosit foarte avansat Popescu și dă randament foarte bun. Excelentă intervenția lui Costache. Mingea se ducea la rădăcina barei. Șutul a fost foarte bun. De altfel, Petrolul a tras de 4 ori la poartă deja, de 3 ori a tras chiar foarte bine. Încă un corner, Nini Popescu, iese Costache, respinge, urmărește apoi Andor. Codruț Angel, Velisar, foarte bine, continuă faza, are destui oameni Petrolul în această zonă. Ce trecere frumoasă și a lui Ciocâlteu! Finalizarea însă i-a lipsit aici, însă ce tehnică și a lui Ciocâlteu. 27 de ani, a jucat în stagiunea precedentă la Dunărea Călăraș. La un moment dat Ciocâlteu a avut un contract în Liban. N-a jucat însă foarte mult acolo în sezonul 2015-2016. Spuneam, meciul cu Alexandria este programat pe 21 aprilie. Alexandria va mai avea de jucat, spuneam, cu Flacăra Mureni astăzi. Va începe partida peste 40 de minute și apoi chiar în deplasare la Concordia Chiajna, înainte de confruntarea cu Petrolul.
apoi vor mai rămâne de jucat 5 meciuri după acea deplasare, dintre care 3 pe teren propriu. Însă, în penultima etapă, Petrolul, cred că putem spune acest lucru, va avea încă o deplasare, să spunem, relativ complicată pe terenul Astrei. Încearcă să reacționeze Chiajna, Câmpanu însă greșește aici complet faza. Degajarea lui Raul Avram. Rămân în posesie cei de la Petrolul, va fi o lovitură liberă, va bate din nou Nini Popescu. Andor, până la urmă, este cel care execută centrare, care pare destul de bună. Dificultăți acolo pentru apărarea Concordiei. Costache, până la urmă, reușește să prindă mingea acolo. Andor insistă, însă se scoate din joc aici. Pasă totuși prea lungă apoi. Care ajunge fără probleme goalkeeperul Petrolului. Revedem și faza de mai devreme. O intercepție ratată complet aici a lui Marian Ghiță. Și apoi mingea care îi trece printre picioare lui Costache. Nu se poate vorbi însă de un gol. A reușit să prindă acolo. Petrolul rămâne în jumătatea adversă, continuă să preseze, continuă să combine, are o posesie mai bună și, în mod normal, așa se vor desfășura lucrurile, așa va fi această partidă. Petrolul încercând să mai înscrie. Verisar, Kindriș încearcă pentru a doua oară din afara careului, este un șut deviat. Treia lovitură de la colț pentru Petrolul, depășim primele 20 de minute, centrare respinsă de Costache, Andor insistă apoi, însă s-ar putea să piardă aici, doi adversari lângă el, însă tackling foarte bun al lui Andor și apoi o intervenție rudimentară a lui Ovidiu Marin, care cred că face un fault inutil aici. Ce bine pune corpul Nini Popescu. Din nou fază fixă, nu e însă de această dată o poziție de șut a lui Nini Popescu, însă probabil va trimite lobat undeva pe bara a doua. Nu, e pe jos aici, respinge același Ovidiu Marin. Și din nou responsabilul cu fazele fixe la Petrolul, Nini Popescu, se pregătește să execute. Pare un meci liniștit pentru defensiva Petrolului până acum. Centrare pe prima bară, minge respinsă. Recuperează repede însă Petrolul. Thank you.
Da, și într-adevăr, e o defensivă în trei a, a Petrolului. Aici o pasă cam lungă. A schimbat în acest sezon Romulus Ciobanu sistemul de joc. Nu pare însă, în afară de Alexandria, spuneam ca Petrolul să aibă, să aibă probleme. Însă adevăratul test de maturitate va fi în momentul în care echipa va ajunge în Liga Secundă. Pentru că în acest moment e greu să spui că, e greu să poți analiza obiectiv echipa. În momentul în care totuși și adversarele, cu mici excepții, nu prea pun probleme. Sigur, Petrolul și-a făcut echipă cam... cam de prima jumătate a clasamentului în Liga Secundă. Acum au fost făcute și câteva transferuri. Evident că Petrolul se pregătește deja pentru Liga a doua și se pregătește pentru promovare, pentru că jucători precum Ichim sau Andur au multă experiență și în prima ligă, dar mai ales în Liga Secundă. Probabil că și în vară va fi lotul, să spunem, îmbunătățit. Un jucător al Concordiei este întins pe gazon, însă continuă aici jocul Teu. Vrea și el lovitură liberă, dar aici nu e cazul. Nicușor Fota este, cred, întins pe gazon. Într-adevăr, jucător cu destule prezențe și la prima echipă, dar a avut, să spunem, o perioadă mai neinspirată. Fundaș stânga, încă, să spunem, de perspectivă. Nicușor Fota, 21 de ani, are 16 meciuri jucate în acest sezon și revedem încă o dată execuția superbă a lui Nini Popescu. A, vede cartonaș galben aici Kindriș. Cam darnic Adrian Costre cu avertizmentele. Și iată, aici se vede foarte clar sistemul cu trei fundași folosit la Petrolul. Permite cei drept, mai ales în meciurile în care trebuie să domini, în care ai o posesie superioară, cazul Petrolului cred în fiecare meci. E necesar ca jucătorii de bandă să urce mai mult și să rămână trei pe fund, unul dintre ei să urce, evident, alternativ. Velisar, interesantă centrarea. O minge respinsă aici de Georgescu, capitan la 19 ani, la echipa a doua a Concordiei. Domină Petrolul, e cât se poate de clar, deja a patra lovitură de la colța gazdelor. Centrare la marginea careului mic. Îmi place faptul că Petrolul, și nu numai în această partidă, în general, Petrolul caută să înscrie tot timpul. Nu așteaptă reacția adversarului, nu joacă economicos, nu trage de timp, indiferent de scor. Asta e o mentalitate bună, care s-ar putea să o ajute pe termen lung. Să vedem ce ne rezervă Liga Secundă în sezonul următor. În acest moment, pe primul loc în prima serie este Aerostar Bacău, dar la 3 puncte în spate este Csíkszereda, iar pe locul 3 este Oțelul.
Tackling frumos aici și apoi de jos Antoche respinge în afara terenului, însă foarte bine insistă cei de la Concordia Chiașna. A recuperat acolo Marin, pasa prea în spate, însă pentru Cioablă. Recuperează repede posesia. Respinsă de Panescu. Da, nu era offside aici, însă din nou e o pasă prea lungă, nu prea se leagă jocul celor de la Concordia Chiajna. Andor, o diagonală destul de bună pentru Velisar, care, iată, spuneam, stă destul de sus în bandă, încercând să înceapă pressing-ul de sus. Vorbeam de situația echipelor în celelalte serii. Am putea așa să avem, printr-un exercițiu de imaginație și un joc al rezultatelor în sezonul următor, farul, oțelul, spuneam, petrolul, evident, Universitatea Cluj. Ar fi foarte interesant. Minutul 29. Deocamdată Concordia Chiajna nu a tras la poartă. Iese din defensivă Fota și respinge. Pare să aibă în continuare ceva probleme la umăr. A și aruncat o privire, cred că spre banca de rezerve. O, șut destul de bun aici a lui Nini Popescu, foarte bună viteza de reacție. În formă excelentă Popescu. Andor, bună pasa din prima, să vedem continuarea lui Lambru, se încurcă acolo. Marin, una dintre puținele faze în care Concordia Chiajna reușește să iasă prin pase, să treacă în jumătatea adversă. Șerban Radu. Andor. Ciocălteu, va continua probabil în flancul stâng aici cu Velisar. Velisar, un jucător care, dacă nu mă înșel, încă nu a împlinit 20 de ani. Într-adevăr, are doar 19 ani, fundașul stâng al Petrolului. Andor, din nou pentru Velisar, intră în centru de această dată. O pasă care nu părea foarte rea, n-are însă acolo aderență Nini Popescu. Dacă ar fi dat mai în față Velisar, ar fi intervenit un adversar acolo. Nu joacă, cel puțin nu din primul minut, Georgia Păun, Arnăutu, Claudiu Tudor, Șaim. Iată, sunt totuși, spuneam și ceva mai devreme, Prunescu,
sau Frâncu, jucători pe care i-am văzut în acest sezon. Cred că Fot are probleme mai mari la omăr, e posibil să fie o luxație ceva acolo. În timpul jocului nu prea îți dai seama, simți doar o durere pe care, în adrenalina meciului, te gândești că o poți depăși. Și foarte probabil va fi schimbat. Deocamdată am folosit un spray pentru a amorți acea zonă. Ia să vedem aici. Aici a fost contactul în urma căruia Fot a rămas întins pe gazon. Kindrish pentru Andor. Ciocâlteu așteaptă în stânga cum se primește Velisar. Acum îi trimite lui Ciocâlteu și ia o intervenție sigură de această dată a lui Câmpanu. Cât de repede însă reușește să recupereze petrolul și iată, ține toți mijlocașii Chiajnei foarte retrași, undeva lipiți de propriul careu de 16 metri. Însă iată aici o posibilitate de contraatac. Ivan greșește însă și Nini Popescu, ce bine își face mingea și creează superioritate, a ajuns din spate și de posedat corect. Excelent, Ivan, după ce greșește pasa, reușește să recupereze. Dar deocamdată Concordia Chiajna n-a avut, spuneam, nicio acțiune de atac. Pare să stea în continuare, așa cum se spune în fotbal, la ciupeală. O lasă pe petrolul să combine confortabil. Kindrish. Kindrish trece. N-a fost rea pasa, însă cred că e corner. Da, într-adevăr. Da, va fi schimbat Fota, e luxație. Dacă era doar o lovitură, n-ar fi fost nevoie de schimbare, pentru că și-ar fi revenit la pauză. Este introdus Alexandru Bonteanu în locul său. Iată, până la urmă pierde un jucător cu experiență, chiar dacă are doar 19 ani Fota, ar pierde un jucător cu experiență și clar de calitate până la urmă pentru pentru Liga a treia. Angel, cred că a trecut el în stânga. Într-adevăr, Alexandru Montescu este fundașul dreapta. Încă 10 minute până la pauză. 1-0 pentru Petrolul. A marcat Nini Popescu din lovitură liberă după doar 13 minute de joc, iar Petrolul nu are niciun fel de problemă până acum. Kindrish ratează acolo intercepția, însă pe unde să se ducă Marin, blocat acolo cu mare ușurință de Antoche. Insistă Nini Popescu. Ciocâlteu pentru Kindrish.
apare între linii și Lambru. Este cam tare aici. Continuă însă bine faza Ciocâlteu pentru Velisar. Nini Popescu din un pas însă cam tare. Andor foarte productiv la mijlocul terenului. Andor, spuneam, un transfer făcut mai degrabă pentru Liga Secundă, în care Petrolul se pregătește să joace din sezonul următor. Ultima dată a jucat la Mioveni Andor, însă a jucat și la FC Bihor și la Brașov o jumătate de sezon, de asemenea la UTA, dar și la Luceafărul Oradea. În general, un jucător de bandă, însă în ultima vreme, ca și la Mioveni, el joacă mijlocaș central și vedem, o face foarte bine. Una dintre puținele pase greșite ale ploieștenilor în această confruntare. Angajarea lui Costache, are concurență mare pe postul de portar la echipa mare, să spunem. În afară de Capargo, mai sunt încă doi jucători tineri, Isforanu și Voicu, ambii promovați de la echipa a doua deja. Astfel, Costache ar fi abia al patrulea portar, în condițiile în care Concordia Chiajna l-a adus și pe lituanianul Armantas Vitkauskas, jucător care a debutat în partida cu FC Botoșani. Bună această pasă, ieșire însă oportună aici a lui Raul Avram. Se caută pe viteză cei de la Concordia Chiajna și pe contre, însă viteza nu pare să fie neapărat un atu, cel puțin în ultima treime. Iată, Petrolul rămâne în față, chiar dacă pierde, și aici nu știe să profite Concordia, și aici ar avea nevoie de pase precise pe spații. În plus, în momentul în care ai un adversar care joacă într-un sistem cu 3 fundași, e bine să încerci să contraatași pe flancuri pentru a întinde cât mai mult defensiva. Intrăm în curând în ultimele 5 minute să vedem acest șut. Oh, cred că se ducea bine. Se ducea bine mingea șutată de Ciocâlteu. Andor pentru Nini Popescu între linii. Nu este offside. Nini Popescu în careu. Ce dribling frumos acolo. Intrare neinspirată și este șut blocat. Cerhenț e penalti. Este lovitură de la 11 metri. O minge atinsă cu mâna acolo de Codruț Angel, dacă am văzut bine. Vede și el cartonașul galben. Al treilea avertisment. Dar de ce să dai galben aici? S-a ferit. E o greșeală. Poate că Henț este, pentru că era șut la poartă, chiar dacă se ferește. Dar de ce să dai cartonaș galben? Nu înțeleg. S-a ferit. Ce poate să facă altceva? Și Nini Popescu, șansa unei duble pe care o reușește în minutul 41. Petrolul face 2-0 într-un meci în care, cu siguranță, sau mă rog, într-o repriză în care, cu siguranță, merită aceste două goluri. Două faze fixe, să spunem, decide această primă repriză
Ambele l-au avut ca protagonist pe Popescu. Nicio șansă aici pentru Costache. Imediat după terminarea acestei confruntări vom merge la Iași pentru prima partidă din Liga 1 din acest sfârșit de săptămână. Iași Viitorul astăzi începe și etapa 32 din Franța, dar și etapa 31 din Spania. Saint-Étienne PSG va fi pe Digi Sport 3 de la ora 21:45. Un sfert de oră mai târziu, la Digi Sport 4 va începe Deportivo Malaga. Meci foarte interesant în lupta pentru evitarea retrogradării. Ultimele două clasate pe Digi Sport 2 vom avea tenis astăzi până mâine dimineață. Partide din Cupa Davis extrem de interesante, confruntarea dintre Spania și Germania, apoi turneul de tenis WTA de la Charleston, unde o avem și noi pe Mihaela Buzărnescu, însă la dublu. De asemenea, Ana Bogdan o va întâlni spre dimineață, să spunem, pe Daniel Collins. Să vedem, iată, o prima acțiune de atac a Concordiei, cu centrare însă ușoară pentru Raul Avram, care a cam șomat în poarta Petrolului în această primă repriză. Încă un minut și jumătate. Belisar încearcă aici Ciocălte, o deviere. Insistă Andor. Cred că și Petrolul are această forță de a recupera și pentru că are mijlocași centrali foarte buni, Kindri și Andor. De netrecut acolo în zona centrală a liniei mediene. Ultimul minut și cred că Petrolul spunea merită aceste două goluri. Acum s-a jucat în această primă repriză. Antoche, poate ultima acțiune importantă acestei prime reprize, preluarea lui Lambru, minge la care nu se complică. Aici Georgescu trimite în afara terenului, aruncare de la margine pentru ploieșteni. Cred că e un minut suplimentar, dacă am văzut bine. Adevăr, și va repune de la margine Catană. Mai discret atacul Petrolului în flancul drept aici, acolo unde evoluează Catană, față de ceea ce am văzut la Velisar. Nini Popescu trece senzațional acolo și este faultat de Codruț Angel, care deja avea cartonașul galben. Obține lovitura liberă aici. Nu cred totuși că poate fi vorba de un al doilea cartonaș galben. Oricum spuneam, foarte ușor a scos galbenul Costrei la acel hands în care execută Andor cu piciorul stâng, centrare puternică. Se descurcă însă defensiva celor de la Concordia Chiajna. Și aici se încheie această primă repriză convingătoare a Petrolului. Nini Popescu a deschis scorul din lovitură liberă și tot el
a majorat avantajul Petrolului din lovitură de la 11 metri după un hands în careu al lui Codruț Angel. Știrile la pauză și revenim în mai puțin de 15 minute. Rămâneți cu noi! Revenim cu imagini de la plăci de pe stadionul Ilie Oana. Este 2-0 pentru Petrolul în confruntarea cu Concordia Chiajna. Evident, e vorba de echipa a doua, deși am văzut câțiva jucători veniți și de la prima echipă. Nicușor Fotan s-a fost schimbat din cauza unei accidentări. 2-0 așadar pentru Petrolul. A marcat Nini Popescu din lovitură liberă. O execuție superbă pe care o revedem acum. Un șut cu bară, era minutul 13, așadar cu ghinion pentru portarul celor de la Concordia Chiajna. Apoi pe finalul primei reprize vedem aici hands-ul făcut de Codruț Angel și Nini Popescu transformă lovitura de pedeapsă. Ne pregătim așadar de repriza a doua, au început și celelalte partide din această serie. Spuneam de la ora 17, programate celelalte confruntări. Petrolul într-o luptă la distanță cu Alexandria. Îl vedem aici pe Adrian Costrei. A dat destule cartonașe în prima repriză. Au fost numai puțin de 4. Nu pare să fie vreo modificare, astfel că avem parte de același 11 al Petrolului. Raul Avram este în poartă, apoi linia de 3 fundași formată din Ichim, Țicu și Antoche. Velisar și Catană sunt în cele două flancuri. La mijloc sunt Andor, Kindriș și Ciocâlteu, Nini Popescu și Lambru în față. Practic un 3-4-3 sau un 3-4-2-1 dacă vreți al Petrolului. De partea cealaltă Costache în poartă, apoi Bonteanu, Panescu, Georgescu și Codruț Angel linia defensivă, la mijloc Șerban, Radu, Marian, Ghiță, Ivan și Câmpanu în atac cioablă susținut de Ovidiu Marin. Însă pe Marin l-am văzut retras, de altfel toți mijlocașii Concordiei Chiajna au jucat destul de retras în această partidă. Spuneam la finalul primei reprize că e totuși un scor meritat de Petrolul, care a atacat foarte mult și după ce a deschis scorul. A avut 4-5 șuturi destul de periculoase la poarta lui Costache și va avea nevoie de ceva cu adevărat special echipa lui Marin Duna pentru a întoarce soarta acestei partide. Spuneam, oricum a suferit 4 înfrângeri consecutive în deplasare Concordia Chiajna și în aceste 4 deplasări a înscris într-una singură, cei drept a marcat de 3 ori la Domnești, însă a pierdut cu 3-4. Însă spuneam, vine și Concordia Chiajna după o victorie în fața celor de la Flacăra Moreni, care până la urmă o îndepărtează pe Concordia Chiajna de zona cu probleme și își poate vedea liniștită de restul sezonului. Minge respinsă acrobatic aici de Codruț Angel, spuneam, care e obișnuit să joace mijlocaș dreapta, însă îl vedem aici fundaș stânga după schimbarea lui Fota cu Bonteanu. Bonteanu este fundaș dreapta, astfel că a trecut fundaș stânga de urgență Codruț Angel. Lovitură liberă după faultul lui Georgescu. Țicu. O pasă bună aici a lui Țicu pentru Velisar, care trecuse acolo și obține lovitura liberă. Excelent a văzut acolo Țicu, un alt jucător de perspectivă al Petrolului, un fotbalist de doar 17 ani.
Va împlini 18 ani abia în luna septembrie. Spuneam, lăsați pe bancă jucători mult mai experimentați în defensivă. Nini Popescu execută. Multă mișcare în careul Chiajnei. Vine centrarea pe prima bară. Inge respins acolo de Marin. A doua oară însă pierde duelul. Nu poate, nu poate Concordia nici măcar să iasă pe contraatac aici. Nini Popescu. Foarte bună devierea. Popescu ajunge acolo, însă e o intervenție crucială a lui Panescu în fața celui mai bun jucător de pe teren în această confruntare. Nu neapărat că a marcat cele două goluri, însă evoluția lui Nini Popescu a fost exemplară. Aici ce pasă frumoasă de Lambru și i-au lipsit doar câțiva centimetri lui Popescu să agațe acel balon. Intrare tare aici a lui Andor. Spuneam, și-a început și a jucat o bună parte din cariera sa pe postul de mijlocaș dreapta. E jucător de picior stâng, Andor, însă îl vedem foarte eficient pe postul de mijlocaș central. O replică plăpândă, firavă, a celor de la Concordia Chiajna. Sunt mulți jucători cu potențial, însă un potențial pe care Petrolul l-a ținut ascuns. Aici o centrare deviată, sau mai bine spus, Petrolul a făcut-o pe Concordia Chiajna să țină acest potențial ascuns. Încă un corner, iar de pe această parte bate Andor, spuneam, jucător de picior stâng. Și la fazele fixe, Petrolul a fost foarte periculos. E o minge menită să fie recentrat acolo. Până la urmă rămâne posesie Petrolul în șuta lui Kindriș, însă în blocaj Popescu. De data aceasta cu pasa catană în fața porții, resping însă din nou cei de la Concordia și continuă Petrolul. Nu e offside aici, este bine în linie, stă bine în linie acolo catană. Spuneam, nu văd nu văd cum ar putea să întoarcă soarta acestei partide Chiajna. Încă o centrare, ajunge minge acolo la Lambru și apoi gol! Gol înscris de Ciocâlteu, șut cu piciorul stâng, 3-0 pentru Petrolul. Era anunțat și acest gol. Acum a început Petrolul această repriză secundă, minutul 53, iar Dună va face o modificare. Excelent centrarea lui Nini Popescu, a fost Antoche cel care a oferit pasa de gol. Ce bine îi așează mingea acolo. Reluare cu dreptul și apoi șut cu stângul. Gol de calitate al lui Ciocâlteu.
ieșit Șerban Radu, nu cred că am pronunțat numele până acum. Și intră Ionuț Păun. Iată acum șansă importantă pentru Marin. Ce intervenție! Ce intervenție are acolo Raul Avram, iată, tocmai spuneam la finalul primei reprize că șomează în poartă, iată, solicitat aici la această intervenție și se achită perfect portarul Petrolului. Iese cu greu din apărare Concordia Chiajna, însă controlează acolo până la urmă foarte bine Marian Ghiță. Dar nu poate progresa atacul Concordiei. Oh, ce trecere frumoasă! Centrare pentru Lambru! Încurcat acolo. A pus bine corpul Georgescu. Încă o dată ocazia lui Ovidiu Marin, care vine parcă din nimic așa. Se iată ce intervenție are portarul de 24 de ani al Petrolului. A apărat poarta celor de la Știința Miroslava în turul de campionat, împrumutat fiind de la FC Botoșani. Pregătită o prima modificare la Petrolul, depășim primele 10 minute și din această repriză secundă. Trei la 0 pentru Petrolul, care ajunge la 42 de goluri marcate. Galează din acest punct de vedere pe Alexandria. Apărări stau la fel, la defensive stau la fel Alexandria și Petrolul. Iese Ichim, iată, și a intrat în locul său Frâncu. E o schimbare post pe post. Frâncu obișnuit cu postul de titular în prima parte a sezonului. Încerca să iasă aici cu mingea la picior Câmpanu, a fost însă oprit prin fault. Ceva spații acum. Atel pe noul intrat pe un. Centrarea bună și apoi șut în blocaj. Concordia cu al doilea șut la poarta Petrolului în decurs de doar 3-4 minute. Încă o centrare destul de bună. Era acolo la finalizare același Cioablă. Jucător de 21 de ani, născut la Craiova, dar crescut de Viitorul. L-a tot împrumutat Viitorul, chiar și în Liga Secundă, la Clinceni în sezonul trecut. Chemat în retur, a jucat Cioablă doar 11 minute însă, pentru Viitorul în prima parte a sezonului, cedat la Concordia Chiajna. Iată, vorbeam la începutul acestei partide de schimburile de jucători dintre Concordia Chiajna și Viitorul. Dar pare ceva mai periculoasă Concordia Chiajna și cred că odată cu intrarea lui Păun lățește puțin, să spunem, terenul Chiajna și scoate mai mult în cele două flancuri. Ciocălteu este deposedat, însă va fi aruncare de la margine pentru Petrolul. Repune Țicu. Înger respinsă din defensiva Concordiei.
Bună și această continuare, Marin, ce trecere frumoasă, apoi cred că își lovește adversarul acolo, dar iată, e lovitură liberă totuși pentru Concordia. Da, reacționează, destul de târziu, dar reacționează Concordia, se spune că mai bine mai târziu decât niciodată. Apropiem de ultima jumătate de oră din această partidă, Andor, după recuperarea lui Frâncu, deci Angel, minge întoarsă până la Costache. A încercat aici o acțiune individuală Câmpanu. El și cu Marin au fost singurii care au încercat acțiuni individuale. Spuneam, n-are jucători Concordia, din păcate pentru oaspeți e o deplasare dificilă în care potențialul rămâne, așa cum spuneam mai devreme, ascuns. Franco pentru Țicu. Andor trimite înapoi în defensivă și acum Kidriș, întâmpinat însă imediat pasa din prima lui Popescu. A încercat să surprindă aici apărarea Concordiei cu o pasă din prima. Ponteanu. Deci acolo Ponteanu, este apoi blocat. Se străduiește foarte mult Concordia să echilibreze într-un fel această partidă. Trecere frumoasă a lui Păun, a intrat bine meci Păun. La limita offside-ului aici Marin, pasă lobată, Marin va centra în fața porții și aici este situație de gol, însă se opune fundașii Petrolului. Andor deposedat, e lăsat jocul să continue, deși mi s-a părut că a fost faultat acolo. Cele mai bune momente ale Concordiei, iată, după golul al treilea al Petrolului, pare că după trei goluri date, Petrolul nu mai vrea să preseze la fel de mult. Și simte și Raul Avram momentele bune ale adversarilor, încearcă să tempereze puțin. Marin apare mult mai bine în față acum. Iată șutul lui Cioablă, a doua ocazie a lui Cioablă în această partidă. Spuneam, Cioablă venit la Concordia Chiajna, în schimb Hagi a luat un atacant. Un atacant, să spunem, de perspectivă, Răducanu. În general, cam e bine să urmărești jucătorii reperați de Hagi, de la orice club. Antoche, Andor scoate în centru. Pasă din prima în zona lui Popescu, acordă lovitură de la colț acolo Codruț Angel. Spuneam, pentru Concordia urmează un meci poate la fel de greu, acasă cu Alexandria, care Alexandria va juca acasă cu Petrolul și va fi meciul care cred că va decide în mare măsură cine va promova din această serie.
spuneam, sunt în acest moment două puncte între Petrolul și Alexandria. La golaveraj în acest moment, cele două echipe sunt la Indigo. 42 de goluri marcate, 8 primite. Însă spuneam, Petrolul are avantajul de două puncte. A fost un meci foarte disputat aici la Ploiești în tur și cu siguranță va fi cel puțin la fel de disputat și pe terenul celor de la Alexandria. A fost 1-1 scorul acelei partide disputate la Ploiești. Încă o pasă foarte bună aici. De revăzut faza, mi se pare că pleacă din poziție regulamentară. De revăzut faza, mai întâi să se face încă o schimbare. Nu, este offside, într-adevăr. Deși dacă era lăsat Kindriș să atace acolo, ar fi fost o idee mult mai bună. Lambru. Așadar, a doua schimbare, iese Catană, fundașul, sau mă rog, aripa dreaptă, mijlocașul dreapta în acest sistem și intră Arnăutu, iată, atacant. Dar să vedem cine va juca în dreapta acum. A fost, cred că, Nini Popescu trimis acolo. Arnautu, spuneam, e atacant, e un jucător de careu, un jucător cu fizic. E pierdută ușor aici de Concordia Chiajna. Avem încă 25 de minute această partidă foarte reușită a Petrolului, care acum pare că se reorganizează. Nu știu de ce, poate că am văzut prea multe meciuri ale Petrolului, dar cred că pe final din nou vom avea parte de o cascadă de ocazii. Cel puțin așa a jucat Petrolul mereu. Spuneam, indiferent de scor, indiferent de adversar. E însă cât se poate de clar că la nivelul Ligii a 3-a e greu să faci o echipă care să pună presiune 90 de minute pe adversar, astfel că e nevoie și de momente în care echipa să-și recapete resursele fizice. Și am văzut pe fondul neapărat al relaxării, ci pe fondul acelui mic pas făcut înapoi de Petrolul, Concordia chiar n-a avut două ocazii. Să vedem dacă își mai poate crea încă una acum. Gen centru. Iese Antoche. Fault. No. Nu se dictează nimic aici. S-a părut totuși că are dreptate acolo jucătorul Concordiei. Iată, vedem la aceste pase la firul ierbii că totuși gazonul nu se prezintă în condiții ideale, însă n-a părut să incomodeze în vreun fel jocul. Kindriș. Lambru. Da, el e, să spunem, mijlocașul dreapta. Rămâne cu sistemul cu trei fundași. Totuși, Petrolul, Andor și cu Kindriș sunt mijlocașii centrali. O așezare foarte ofensivă, de altfel, a Petrolului. Iată-l pe Lambru, în poziție de centrare aici, îi pare destul de bună. Cred că a fost însă offside la ciocul tău, dacă am văzut bine. Da,
a ieșit între timp și Ivan și intră Mădălin Calu. A epuizat schimbările Marin Dună. Revedem și faza de mai devreme. Semnalizare bună de la margine. Ce pasă greșit aici Nini Popescu. Stă bine acolo, dar nu unde a ajuns de bine. A făcut tot ce era posibil pentru a reintra în joc. Ce culoare avea acolo Nini Popescu, evident în căutarea hat-trick-ului. Câștigă la mijlocul terenului Concordia Chiajna. Intrăm în ultimele 20 de minute ale acestei confruntări. Frâncu joacă, însă deocamdată destul de simplu Petrolul. Minge de urmărire pentru același Nini Popescu. Vine centrarea, însă atacat acolo centrul Ciocălteu. A trimis prea sus Nini Popescu. Foarte aproape de o recuperare acolo Kindri și asumă ceva mai multe riscuri și e pe undeva de înțeles să face acest lucru Concordia Chiajna cu 20 de minute înainte de final. La acest scor am văzut pregătit să intre și pe Păun. Recuperarea lui Verisar, însă este deposedat destul de repede. O diagonală la care cred că va ajunge aici Ivan. Da, și foarte bine ține mingea cu Falionul acolo în teren. Spuneam, a intrat foarte bine Păun, îmi cer scuze, Ivan. Ivan a fost înlocuit mai devreme de Mădălin Calu. Centrare destul de bună! Ce poziție și ce ocazie irosește Concordia Chiajna în acest minut. 72 liber complet acolo. O să vedem, cred că unul dintre cei doi fundași centrali. A, iese Nini Popescu, probabil că e cam nemulțumit de faptul că nu i se dă șansa să înscrie un hat-trick. Intră Georgian Păun. Pierd ușor aici cei de la Petrolul. Repune repede de la margine cei de la Concordia Chiajna. Ce respinsă de defensiva Petrolului, care până în aceste momente și cu excepția celor 2-3 faze de prin minutul 60 nu prea a fost încercată apărarea Petrolului. Să vedem dacă va fi în stare măcar să înscrie Concordia Chiajna odată. Fault aici, faultate Georgescu. Thank you.
Apără bine aici Petrolul în jumătate adversă, va fi aruncare de la margine pentru Concordia Chiajna. Atât pe noul intrat Calu, avansează greu, dar avansează măcar Concordia Chiajna. Pierdută ușor, apoi de oaspeți. Că obosit puțin și Kindriș. Uitați însă la Liga 3, se fac patru schimbări. Astfel că mai au câte o schimbare la dispoziție cei doi antrenori. Andor pentru Păun la primul contact cu mingea. Pasa pentru Velisar, foarte bun și jocul lui Velisar în flancul stâng. Natoche, spații aici pentru Lambru, foarte bună progresia Ciocălteu, scoate la 16 metri, minge respinsă, foarte bine, nu știu dacă așa a vrut să dea acolo Georgescu, dar i-a ieșit o pasă din acea respingere. Are aceeași problemă, nu are continuitate Concordia Chiajna, care iată se apără foarte sus. Odată cu ieșirea lui Nini Popescu, cred că mai reduce din spații Concordia Chiajna. Ar fi fost riscant cât timp Petrolul îl avea în teren pe Popescu să joace atât de avansat apărarea Concordiei. Acum însă, odată cu intrarea lui Păun, ies la offside cei de la Concordia Chiajna. Iată, vede cartonaș galben și capitanul Chiajnei. Intrare totuși destul de tare asupra lui Ciocălteu. Șut direct spre poartă, minge deviată. Cred că ar fi reușit să prindă totuși acolo portarul, era pe direcția porții. Cel care deviază acolo este Codruț Angel. Lovitură de la colț executată de Păun, scurt și gol! Gol Petrolul! 4-0! Și nu se mai poate spune nimic. În acest moment Petrolul se desprinde în câștigătoare. N-a fost niciun moment în pericol să nu câștige această partidă. Iată, înscrie și Arnăutu. Spuneam, e jucător de careu. Plasament perfect, ce bine, da, aici cu capul Arnăutu de pe loc, de jos. Scor categoric așadar, dar cred că este incontestabilă superioritatea Petrolului în această partidă, iar dacă în repriza secundă poate că nu a fost chiar atât de intensă, dar iată, chiar și așa Petrolul reușește să înscrie tot două goluri ca și în prima parte. Aici
Acțiunea lui Păun are prin planul aici în duelul cu Antoche. Câștigă însă până la urmă fundașul Petrolului, apoi un fault inutil. În partida tur, Petrolul s-a impus cu 2-0. Așadar, iată, Petrolul înscrie numai puțin de 6 goluri Concordiei. Îl vedem pe Nini Popescu în galerie. E unul dintre favoriții suporterilor Petrolului. Arnautu la marginea careului. Păun. Și e penalti. E din nou lovitură de la 11 metri. Și va fi probabil un galop de sănătate al Petrolului. Ar fi a 7-a victorie consecutivă și în aceste 7 meciuri Petrolul înscrie până acum cel puțin 20 de goluri. Ar face 21, ceea ce ar însemna o medie de 3 goluri pe meci. Revedem faza. Cu 10 minute înainte de finalul acestei partide, Petrolul se poate distanța. Cred că Arnautu va bate totuși, deși e acolo și Păun. Și ar putea fi o dublă foarte rapidă a lui Arnautu. Bară! Kindriș e în offside, însă acolo Păun se retrage foarte greu. Să vedem, încă nu s-a încheiat atacul Petrolului. Centrare și cred că va fi corner. No. Ba da, e corner pentru Petrolul. A, șut interesant al lui Arnautu și a permis la acest scor să încerce o execuție de efect. Schimbare la Concordia Chiajna. A ieșit și Marin, autorul celui mai mare ocazie a Concordiei, și a intrat Stere în locul său. Pare capabilă Petrolul să mai înscrie o dată și pare și dornică să o facă. Va fi ultima schimbare acestei partide. Este Belisar și el a făcut un meci, spuneam, foarte bun. Și în locul său intră Mario Bratu. Trecere frumoasă, să vedem și centrarea pentru Păun, care reia spre, reia mult peste poartă. A intrat, spuneam, Mario Bratu, jucător crescut la Centrul de Copii și Juniori al Petrolului. Un jucător de doar 16 ani, de fapt chiar de 16 ani neîmpliniți. Iar aici foarte ușor cei de la Concordia Chiajna și pot profita cei de la Petrolul. Ieșire hazardată acolo a lui Costache. Antoche. Andor încearcă aici diagonala, dar nu iese pasa lui Andor. Încă
6 minute și jumătate până la finalul acestei partide. Vă reamintim imediat aici la Digi Sport 1 va începe prima partidă din play-off-ul Ligii 1, etapa cu numărul 4, CSM Poliaș Viitorul aici pe un, lasă bine în spate, să vedem șutul lui Ciocâlteu, a încercat să dea la colțul opus, n-a gândit rău aici, însă nu a ieșit finalizarea, foarte bună și pasa lui Păun. A urcat Antoche să repună de la margine și iată câți oameni are Petrolul pe atac. Și în acest minut 85 la scorul de 4-0. Petrolul Andor cred că resimte dureri de ceva timp. Ca de obicei, frumoasă atmosfera creată de fanii Petrolului și probabil că va fi și mai frumoasă odată cu promovarea pe care evident ploieștenii nici nu concep să o scape în acest sezon. De la anul însă va fi mai greu pentru că spuneam vin în Liga Secundă și proiecte asemănătoare precum Farul sau Universitatea Cluj și ce meciuri vom avea în Liga Secundă din sezonul următor. Ar trebui să crească foarte mult în calitate și în primul rând în audiențe la stadioane Liga Secundă. Pregătiți să reintre Andor, însă e lăsat în continuare pe margine. Ciocâlteu foarte bine reușise în prima fază să recupereze Chiajna. Vine bine acolo pe un, nu prea are cu cine să joace. Este blocat de Kindriș. Bun. Va fi doar aruncare de la margine pentru Petrolul. Mai puțin de 4 minute, probabil vom avea doar 2 minute suplimentare, nu se mai poate întâmpla nimic în această partidă. A avut la un moment dat și Chiajna o zvâgnire. Dar cred că a și stat puțin cam temătoare. Spuneam, sunt jucători tineri, fără experiență și risc să spun că dacă nu cea mai tânără, sigur una dintre cele mai tinere echipe din Liga a treia în acest moment la Concordia Chiajna. Din ce am văzut, sunt doar 2 jucători trecuți de 23 de ani. Lambru întoarce pentru Antoche. Țicu a continuat în stânga. Nevoită din nou să se apere Concordia Chiajna, aduce din nou Petrolul mulți oameni, sau mai bine spus, lasă mulți oameni în față, pentru că sunt mulți jucători care nici nu se mai retrag. De aici poate și ocaziile adversarilor. Aici e fault. Al lui Stere. Păun. Inge lung al lui Păun. Se apără bine acolo însă Georgescu. Și intrăm în minutul 89. Pasă bună aici. Să vedem și continuarea lui Cioablă. Da, nu mi se pare, nu mi se pare fault aici. Cioablă
Vede și cartonașul galben pentru că a dat minge înainte de... după fluierul arbitrului, însă vom vedea probabil reluarea. Nu cred că a fost nimic acolo. Două galbene date cam aiure aici de Adrian Costreie, centralul acestei confruntări. Ia să vedem. Oricum era în duel cu adversarul, faultează Cioablă în primă fază, nu când întinde piciorul, îl trage de tricou pe Frâncu înainte. Intrăm în ultimul minut și spuneam, în mod normal, n-ar trebui să fie mai mult de 2 minute suplimentare. Iar pentru Petrolul urmează cel mai important meci al sezonului, cel cu Alexandria, spuneam. Ar abia peste 2 săptămâni. Și acolo se va decide totul. Au mers cap la cap cele două. Partida va fi pe 21 aprilie. Nu riscă absolut nimic aici Panescu. Și cred că e chiar corner, da? Ultima fază acestei partide, dacă meciul nu va fi prelungit. Să vedem câte minute vor fi de la margine. Spuneam, în mod normal, mai mult de 2 n-are de ce să arate brigada de arbitri. Chiar dacă, evident, sunt câte 4 schimbări, dar la acest scor nu mai e nimic de făcut. Cel puțin așa se procedează în campionatele mari din Europa. Dar aici sunt arătate totuși minute de la margine. Într-adevăr, 2. Dar așteaptă finalul și Petrolul, care în urma acestei victorii o depășește și la golaveraj pe Alexandria. Sigur, Alexandria cu un meci mai puțin, dar Petrolul își face partea ei de treabă. Face 50 de puncte, 5 puncte mai mult decât Alexandria, care spuneam joacă acasă totuși cu Flacăra Moreni. O victorie așteptată, de altfel acolo a gazdelor. Arnăutu, Bratu, trece frumos, Bratu, dă târziu, era offside mare acolo, s-a văzut aici lipsa de experiență. Dar iată, i-a aplaudat tânărul jucător al Petrolului. Recuperează repede Petrolul. Nu riscă nimic Antoche, întoarce până în defensivă și Chiaj Navare pune de la margine, rămâne și un jucător întins pe gazon acolo cu crampe și se așteaptă finalul liniștit de meci. Câștigă Petrolul cu 4-0 această confruntare. Dublă Nini Popescu în prima repriză, Ciocolteu și Arnăutu, ceilalți marcatori. Arnăutu care a și ratat o lovitură de la 11 metri. Aici se încheie partida. Petrolul lider la 5 puncte temporar în fața celor de la Alexandria. Nu uitați, imediat începe aici la Digi Sport 1 confruntarea dintre CSM Poliaș și Viitorul. Mădălin Negoiță vă mulțumește pentru atenție. O seară cât mai frumoasă în continuare.